Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a podcastului Cum să? Bun venit, Amada! Bine te-am găsit! Bine m-am Amada găsit. Băltățeanu, invitatul nostru, un om cu o mare experiență în lucruri cu copiii și cu adolescenții, profiler, trainer și venim spre tine, Amada, cu o nouă întrebare, cu o nouă situație, cumva de actualitate. Așa. Pentru că în vara asta călduroasă sunt foarte multe tentații. Iar părinții sunt puși într-o situație în care ar trebui să găsească echilibrul între dorința copiilor de a participa la diferite evenimente, de a-și vedea idolii, artiștii pe care îi ascultă tot timpul anului, dar pe de altă parte părinții ar avea nevoia de siguranță, de control al mesajelor care ajung la copii, de control al locului în care copiii se duc. Cum facem să găsim echilibrul? Cum să găsim echilibrul între dorința de distracție a copiilor și nevoia de siguranță și securitate a părinților? Da, mă uit și astăzi, chiar astăzi am avut un examen împreună cu o grupă care a terminat în Academia anul 3 și îmi spuneau că au o vară foarte plină. Iată. Și i-am întrebat, pe unde mergeți? Păi bifăm toate festivalurile. Am fost la Bișpliz, am fost la Nevărsi, urmează Electric Castle și aveau așa în minte tot ce urmează, dar o spuneam cu un entuziasm. Deci, din punctul lor de vedere, a fi prezenți acolo, cu siguranță, e ceva ce îi bucură foarte tare. Bun. Deci, asta e bucățica copiii. Copiii și părintele nu poate să rămână indiferent la bucuria asta pe care o vede. Mai ales că eu sunt convinsă că nu vine un tânăr acasă și zice astăzi pentru mâine. Ei știu din timp, clar, foarte din timp, când vor fi evenimentele și încep construcția asta cu părinții de data asta, da. La pregătesc. Fel de din timp și își pregătesc terenul, pentru că e foarte posibil ca prima dată când menționează să zică, bă, nu știu, că un părinte poate să zică așa, nu știu, să vedem ce o să facem, dacă mergem într-un concediu, dacă mergem... Clar. Și atunci pentru ei e o strategie a aborda un astfel de subiect din timp ca să crească șansele ca până la urmă lucrurile să se acomodeze, să se așeze și ei de fapt să ajungă acolo unde își doreau. Să crească șansele unui răspuns pozitiv. Unui răspuns pozitiv pentru că în mintea lor festivalul nu știu dacă e doar despre muzică. Pentru că e muzica asta, așa cum ai zis, o ascultă pe tot parcursul anului. E despre stare și despre vibe și despre grup și despre social și despre a fi acolo unde sunt prietenii tăi. Bun. Și a avea subiecte în comun cu prietenii și a fi ușor pentru tine să aparții unei comunități care face lucruri similare cu tine. Și atunci, da, ei vor să meargă și părinții, chiar dacă negociază pe parcurs, se regăsesc des în poziția în care sunt de acord. Ok, poate nu cu toate, dar cu o bună parte. Acum, ce se întâmplă acolo? Pentru că noi trebuie să ne gândim la două lucruri. Muzica pe care eu o ascultă la festival, ei o ascultă și pe parcursul anului. Adică mesajele pe care le primești prin muzică nu le primești doar la festival. Corect. Deci acolo, dacă vorbim doar despre muzică punctual, știu ce primesc, ei știu la ce se așteaptă. Dacă nu, cred că vine cineva pe scenă și vine acum cu tot ce înseamnă muzică nouă. Nou. Exclus. Da. Ei pur și simplu reconfirmă prin public și cum se simte publicul că ceea ce au scos până acum pentru ei a fost un succes. Și copiii nici nu vor asta neapărat, pentru că ei vor să audă acolo live ceea ce au auzit în cursul anului. Și le-a plăcut mult. Pe platformele care difuzează muzică. Asta este. Și atunci, la copii este despre a fi acolo pentru toate celelalte lucruri care confirmare, țin validare. Și imagine și... Faptul că tot ceea ce e nou și e căutat și e pentru noi ca și generația actuală și ne place, îmi place, mi se potrivește, vreau. Uh-huh. Și acum rămân lucrurile celelalte, da? Deci nu mai este despre muzică, este despre ce se întâmplă acolo și ce întâmpin poate fără să anticipezi. Uh-huh. Pentru că poți să-ți dai seama că între tinerii cu care te duci, un grup restrâns sau tinerii pe care îi vezi și pe care nu îi cunoști, vezi tot felul de alte lucruri. Pentru că festivalurile durează, da? Și sunt pauze și se plimbă și se duc să mănânce sau se duc să-și iau un suc sau în funcție de vârstă, dacă au voie, alcool, discuțiile pe care le au, glumele pe care le au, obiceiurile, pentru că să fim serioși, sunt convinsă că merg într-un loc vapează, merg într-un loc fumează o țigară sau cel puțin tind să facă niște lucruri sau să vadă niște lucruri, așa cum ele de altfel există, dar parcă un pic mai pregnant într-un astfel de moment în care distracția primează, adică mai lași celelalte
sisteme de valori și de reper și de referințe ale tale la o parte, pentru că ne distrăm și noi astăzi, da? Odată. Și atunci grija părinților, că de la asta am plecat, da. E firească. E firească poate și pentru mesajele pe care le aud acolo. Parcă i-aș liniști un pic, pentru că ei ascultă și aud atâtea mesaje constant, încât dacă nu s-au întâmplat niște schimbări foarte abrupte până acum, nu o să se întâmple după mesajele reascultate la un festival de muzică. Celelalte lucruri care pot să apară, da, pot să lase niște influențe, nu neapărat directe și imediate. Da? Deci n-aș vrea să ne gândim la asta. Păi, deci mă duc la festival și vin transformat. Schimbat. Nu se întâmplă asta. Dar să-ți îmbogățești, nu știu, perspectivele sau exemplele sau a vedea ce se întâmplă cu alți oameni și cât de bine par să se simtă alți oameni, cât de frumos povestesc alți tineri despre ce au făcut, ce fac ei sau cât de bine trăiesc etapa asta adolescenței, asta le poate rămâne în minte. Pentru că noi foarte mult nu funcționăm după mesajele pe care le primim acum și le preluăm conștient. Foarte mult funcționăm pe baza unor mesaje recurente, dar care au fost auzite de noi în diverse momente, etape de vârstă, de la alți oameni, și ele ajung acolo, rămân acolo, se procesează acolo și la un moment dat, când volumul e mare, capătă o putere și te trezești așa, vreau și eu să fac ceva, dar nu vrei pentru că acum ai văzut pe cineva, ci pentru că ai mai văzut odată, ai avut o discuție despre asta, e un prieten care ți-a spus ceva. În tine. E ceva în tine care s-a sedimentat și care a crescut. Și atunci, ca părinte, n-aș vrea să ne facem griji că mă duc la un festival și sunt un introvertit și plec de la un festival și sunt extrovertit, da? Sau eram foarte docil și submisiv și hop, dintr-o dată sunt foarte dezinvolt și foarte bătăios pentru ceea ce îmi doresc. Dar grija, într-adevăr, e firesc să existe. Și atunci, noi ca părinți, ce putem? Putem să controlăm mediul? Nu. Nu. Putem să controlăm ce o să spună oamenii pe o scenă sau ce o să fac oamenii pe o scenă? Nu. Putem să influențăm noi măcar obișnuințele altor tineri? Nu. Și atunci este doar despre ce încerc să fac cu copilul meu. Mi se pare foarte fain să-i dai șansa să fie într-un loc. Mi se pare și o doză de încredere pe care o arăt. Da. Și pentru el, dar și pentru mine. Că pot să aloc încredere cuiva doar când... Vorbește și despre mine, da. Când doar când pot să am încredere în mine, da? Și la ce ar putea să apară după și cum aș putea să gestionez o situație dacă apare după. Și atunci, când dau doza asta de încredere pentru copil, el se simte bine și eu mă simt bine. Doar că doza asta de încredere trebuie dată în niște condiții. Asta e tot. Uite, pot... Zim, te rog. Mă gândeam că știu părinți care... ai căror copii au participat la ultimul festival la Beach Please, minor fiind, sau mai bine zis, abia împlinind 14 ani, neavând 15, a trebuit să fie acolo însuțiți. Și părintele, da. Prin urmare, asta i-a liniștit un pic pe părinți. Că s-a dus acolo și că a putut să fie lângă el, dar n-a putut să fie toată noaptea. Și nici nu era indicat cumva. Adică și copilul avea nevoie să fie în gașca lui de prieteni, că despre asta era vorba, după cum bine ai spus până acum. Iar părintele la 40 plus, 45 plus, cam așa, 45 plus, da, ca să ai un copil de 14-15 ani, da, da. Nu mai aparține acelei muzici, acelui gen, acelei atmosfere. Se simte cumva nepotrivit acolo și are nevoie să se dea un pic în lateral ca să suporte toate orele alea. Noaptea pare foarte lungă. Cu asta mă gândeam, că noaptea poate să pară lungă rău. Foarte lungă. În momentul în care asculți lucrurile alea, vezi muzica, vezi luminile care însoțesc muzica, totul creează o atmosferă foarte incitantă pentru un copil, obositoare pentru un adult care nu o simte cu aceeași intensitate. Corect. Și atunci nu ești tot timpul lângă copil. Când vii acasă sau când te întâlnești cu el la 5 dimineața când o luați spre hotel, și copilul spune că în momentele cele mai tricky, el s-a dat la o parte pentru că împreună cu prietenul lui li s-a părut puțin riscant, nepotrivit, s-au dat la o parte, s-au dus să mănânce cartofi prăjiți. Cred că te simți bine. Da.
Pentru că îți dai seama că ai gândit bine, lăsându-l, dându-i acea doză de încredere. E un semn bun. E un semn bun, dar trebuie cumva raportat la cum este copilul. Sigur. Și cum face el în general. Sigur. Pentru că sunt foarte mulți tineri care știu să spună exact ce își doresc părinții să audă. Și atunci zici, băi, uite, nu mi-a plăcut când X a făcut nu știu ce gest sau s-a întâmplat ceva care pe mine nu mă interesa, motiv pentru care m-am dus cu prietenul meu și am făcut ceva și părinții, foarte bine. Dar ce bine de făcut e să te uiți global. Mă, cum a reacționat în situații și alte situații când similare. A fost eu prezent? Da. Pentru că dacă menține linia de care povestește, n-ai de ce să te îndoiești. N-ai. Dar dacă în multe alte situații e atras de astfel de momente și acum, astăzi, vine cu o poveste atât de frumoasă, e clar momentul că o face în care doar pentru trebuie tine. Să te gândești da, dacă despre cine este discuția asta, despre el, despre mine, despre eveniment. Aș reveni la partea asta altă cu grija părinților, că îmi pare important să rămânem așa cu o concluzie. Deci, pentru ei, e bine să le acordăm doza de încredere să meargă. Dar aici cred că este partea de finețe și anume, băi, uite, spectacolul ăsta, evenimentul ăsta, festivalul ăsta nu e doar acum, ăsta este și va fi an de an și dacă nu e ăsta, sunt altele. Și atunci tu poți să o vezi ca pe o experiență în care faci tu ce-ți trece prin cap și, nu știu, să iasă lucrurile neplăcut pentru tine, pentru alții. Dar am ști cu toții că nu ești pregătit pentru astfel de evenimente și le-ai pierde S-ar pe toate opri. Celelalte înșiruite, da? Sau e o ocazie bună să fii acolo prezent și lucrurile de care vorbim, că sunt importante și pe care le știm nu neapărat acum pentru festivalul ăsta, ci în general credem în ele, valorile noastre de familie, ale tale, ele se regăsesc în comportamentul de acolo și bineînțeles că asta nu mă face pe mine decât să-ți zic, băi, dar următorul festival când va fi? Ia-ți și tu bilet din timp. De ce? Pentru că cumva prin tot ce ai făcut tu și cum ai fost tu, demonstrezi că n-am niciun motiv de îngrijorare, în afară de gândurile care mai vin, mai pleacă din mintea fiecăruia dintre noi dacă se întâmplă ceva. Dar până la urmă sunt niște gânduri și realitatea cea pe care o vedem, pe care o simțim, e cea pe care să ne bazăm. Eu cred că doza asta de încredere pe care o dăm și care este esențial să o dăm, trebuie să fie însoțită de discuția asta. Până la urmă, știu cum e, mergi odată și ce s-a întâmplat acolo, mi-a fost rău toată noaptea, am vomitat 3 zile și mai departe. Și o să fie o vară liniștită, călduroasă acasă. Sau poți să fie lucruri care să-ți ofere experiențe și unde să te simți bine și unde să ai unitatea asta de măsură, pentru că deja de la 14 ani în sus începi să calibrezi lucrurile și știi cam ce e bine pentru tine, ce-ți face rău ție și cauți să menții, chiar dacă ești într-o atmosferă de asta frenetică, de distracție, cauți să faci lucrurile temperat, cât în continuare să simți că a fost ceva deosebit pentru tine. Să te bucure, să rămâi la ideea de bucurie. Să te bucure, da? Exact, și știi cumva că în momentul ăla plaja ta de opțiuni se diversifică. Copiii, tinerii, nu gândesc foarte mult în efecte, ok? Ok. Și e firesc să fie așa, pentru că vârsta nu le permite încă să poată să vadă lucrurile, poate cum le vedem noi ca adulți. Tocmai de asta rolul nostru este ca să pui pe masă în câteva fraze foarte scurte, dar bine gândite, lucrurile care reprezintă implicații, efecte. Urmări. Și el să poată să aleagă cumva modul lui de a fi în continuare în funcție de ce a auzit, ce știe, ce îi place, ce nu îi place. Îi dai cadru. Eu cred că e foarte important să-i dai cadru ca părinte. Și atunci tu poate rămâi cu îngrijorarea și sunt convinsă că în poziția de părinte, nu cred că o să dormi neîntors până la 5 dimineața. Categoric. Adică e un somn dintre la... Până nu-l vezi până înapoi, vezi acasă. Înapoi acasă. Da, a intrat pe ușă, te omui, două picioare, se mișcă bine, a găsit camera și a găsit pijamalele, adică niște lucruri de felul ăsta. Nu o să fie atât de relaxat, dar nu o să fie nici în poziția atât de încordată încât să fie atât de aproape de el și atât de în control și atât de intruziv din perspectiva lui, încât efectul pe care îl obții este, da, poate siguranța lui în starea respectivă, dar în același timp distanța față de tine mult timp de acum. Cam aici cred că este. Mă mai gândeam că, tot așa, pentru siguranța sau pentru confortul părinților,
Ar conta și cum a arătat respectivul festival la edițiile anterioare, cât de multe lucruri neplăcute s-au petrecut acolo. Mă refer asta la organizare, la siguranță, la... Toate contează și noi facem un research ca părinți. Adică Da, știi, da, cam ce da, da, da. se întâmplă la Punctul în care Ancol, vezi dacă că ta nu se ediție vorbește, este. că oamenii de acolo, publicul, nu a fost implicat în lucruri neplăcute, nu au avut loc astfel de manifestări, cumva îți crește gradul de încredere. Îți crește, dar uite că ai dat exemplu de Beach Please, care totuși a fost prima ediție. Nu, a fost a treia. A treia a fost? Da, Aș fi fost despre... convinsă Și că a eu, fost și prima. eu. Și cum ai Primele aflat două că au fost... au fost nu, făcute așa, pe m-au chill? ajutat adolescenții din preajmă, Așa? care mi-au explicat că asta n-a fost prima, dar asta a fost într-adevăr cea mai mare cu Și line-up-ul. Stai că am mediatizată cuvinte de probabil astea. altfel. Da. Ok. Pentru că au atras și sponsori mai mulți, prin urmare fonduri mai multe și artiști internaționali mai valoroși. Ea bun. Și nu a fost prima, dar este cu adevărat cea mai importantă. Înțeleg că s-a schimbat și la organizare ceva pe acolo, și în echipă mă refer. Și Pe atunci ai dreptate. Ai dreptate având puncte de comparație. Că na, nu poți să compari neapărat ce se întâmplă la Neversea cu ce se întâmplă la Untold. Că ai nevoie cumva să de compari istoric. istoricul Da. festivalului în sine. Și dacă aici, că tot am vorbit despre asta punctual, există un istoric, ok, nu la aceeași scară, mi-e clar acum că lucrurile sunt diferite, dar da, te ajută să vezi și istoricul, te ajută să știi tinerii cu care merge, te ajută să știi părinții tinerilor cu care merge și mai ales discuția asta așa de setare cadru pe care o ai acasă, fără să fii puși, fără să o readuci în discuție mult prea des, dar atunci când are loc discuția asta să se simtă și seriozitatea și gravitatea, ca și cum marcăm un moment și atât. Mi s-au părut importante două lucruri, în mod special din cele spuse de tine, că ar trebui să ne uităm la comportamentul copilului din tot parcursul anului pentru a ne da seama cum reacționează el în situații ori Neapărat limită, similare, ori... dar oricum Da. niște asemănătoare le-aș Pentru numi. a-i vedea comportamentul și pentru a-ți putea da seama tu ca părinte cum a reacționa el acolo. Și a doua chestie, ca să-i dai lui încredere, trebuie să ai tu încredere în tine. Doza de Adam? încredere cu care îl încredințezi, doza de încredere pe care o arăți, spune mult despre încrederea ta în propria persoană. Cu cât temerile tale sunt mai mari, cu atât proiectezi toate fricile și toate temerile în rândul oamenilor cu care interacționezi, dar mai mult în rândul celor pe care îi iubești, care sunt apropiați și așa mai departe. Și atunci ți-e greu să înzestrezi. De asta, de foarte multe ori, auzim că toate pleacă de la... Schimbarea pleacă de la mine, da? Schimbarea ta pleacă de la tine. Pentru că e imposibil doar să te concentrezi pe ce e în jurul tău, mai puțin persoana ta. Nu merge așa. Mulțumesc frumos pentru această discuție. Sper să le fie mai ușor părinților care au de luat O decizie, da, o pentru decizie în următoarele acest evenimente sens. din vara asta și nu Da, doar. și nu doar. Mulțumesc frumos. Cu A drag. fost o nouă ediție de Cum să revenim.